Vladimir Botnar susține că a primit ordin de la fosta conducere a Ministerului de Interne să nu intervină în forță atunci când sediile președinției și parlamentului au fost devastate. El nu recunoaște că ar fi dat indicații polițiștilor să maltrateze persoanele reținute în timpul protestelor. Nu mă simt vinovat de acuzațiile care mi se adus și clar că voi prezenta toate probele care vor demonstra acest lucru. Nu este până la momentul în cauză nici o sentință de judecată care ar demonstra faptul că cineva din cetățeni a fost maltratat. Fostul comisar mai spune că pe 7 aprilie situația a scăpat de sub control pentru că autoritățile nu s-au așteptat la violențe. Procurorii care anchetează evenimentele afirmă că vor continua audierile. Toate persoanele care au tangență la evenimentul de 7 aprilie vor fi citate și audiate, inclusiv și ex-președintele domnul Voronin. În fiecare audiere apar persoane noi. Sergiu Carabagiu a anunțat că în curând va fi citat și fostul director al Serviciului de Informații și Securitate, Artur Reșetnikov. Carabagiu a mai spus că dosarul 7 aprilie este foarte complicat, iar procurorii vor mai avea nevoie de luni de zile pentru cercetări.